Jurnalele RTT. Știri la fix. Va fi din nou dublu sens pe străzile Traian Moșoiu, Cetinii și Piatra Mare. Se vor instala însă semne noi de priorități, oglinzi pentru creșterea vizibilității, iar dacă va fi cazul, și semafoare inteligente. Între timp, municipalitatea a demarat pregătirea documentației de realizare a unui studiu de trafic pentru întreg orașul. La solicitarea cetățenilor din zonă, dar și pentru că municipalitatea a demarat pregătirea documentației în vederea realizării studiului de trafic, Comisia de Circulație a revenit asupra deciziei inițiale de instituire de sensuri unice pe străzile Traian Moșoiu, Cetinii și Piatra Mare din cartierul Șchei. Municipalitatea a demarat pregătirea documentației în vederea scoaterii la licitație a realizării unui studiu de trafic pentru întreg orașul. Vom avea un studiu de trafic special pentru zona centrului istoric și a cartierului Șchei, iar propunerea domnului primar a fost ca după ce se finalizează acest studiu de trafic să se poată discuta oportunitatea sistemului de sensuri unice. Abia după ce studiul va furniza date concrete legate de traficul din zonă, ținând cont de regulile și specificul acestuia, se va ști cum se va circula pe îngustele străduțe ale Șcheiului. De altfel, reprezentanții primăriei susțin că și la prima analiză în Comisia de Circulație, municipalitatea a susținut menținerea dublului sens. Totuși, pentru mai multă siguranță, în trafic se vor lua măsuri suplimentare în zonă. Totodată, cu siguranță se vor instala noi semne de circulație cu sisteme de prioritizare, se vor instala în zonele unde e necesar oglinzi pentru creșterea vizibilității și a fost chiar o propunere în dacă există tronsoane de drum unde nu se poate asigura vizibilitatea nici măcar cu aceste oglinzi, atunci să se instaleze niște semafoare inteligente astfel încât circulația se desfășoare fără niciun risc. Resistematizarea în zona străzilor Piatra Mare, Traian Moșoiu, a fost solicitată de un ONG, despre care unii susțin că ar reprezenta interesele unui dezvoltator imobiliar din zonă. Introducerea de sensuri unice a stârnit nemulțumirea riveranilor, obligați să ocolească foarte mult pentru a ajunge sau a pleca de acasă. Premieră absolută în Piața Sfatului. Filarmonica Brașov și fanfara Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă le-a oferit brașovenilor și turiștilor un spectacol de excepție. Concertul estival a fost unul special, cu lucrări din repertoriul muzical internațional și, bineînțeles, cu muzică de fanfară. Cavaleria ușoară a lui Franz von Zuppe, alături de alte câteva lucrări de Verdi și din muzica clasică spaniolă, au deschis spectacolul din Piața Sfatului. E premieră absolută, n-am mai cântat niciodată cu dânsii, cu colegii noștri. Avem câțiva colaboratori de la Academie care vin și colaborează cu noi, un percuționist, Ionel Mocanu, și mai avem un tubist de la dânsii, un cornist, un coleg care tot așa au terminat conservatorul, dar sunt cadre militare. E prima dată, nu avem emoții pentru că și domniile lor sunt profesioniști și noi de asemenea. Partea a doua a programului a cuprins lucrări cunoscute de fanfară. Îmbrăcați în ținută festivă, membrii fanfarei militare i-au încântat pe brașovenii veniți special să-i asculte. Mi se pare foarte interesant și frumos. Este o idee extraordinară, un spectacol în aer liber, la care pot participa oricine, poate participa oricine își dorește. Este foarte interesant în sensul că am debutat cu Filarmonica Brașov, au fost soliști de muzică ușoară și ulterior fanfara. Este o idee extraordinară. Felicitări pentru ce s-a organizat astăzi aici. De altfel, spectacolul din Piața Sfatului a deschis seria evenimentelor inedite puse la cale în această săptămână de Academia de Aviație din Brașov, care găzduiește conferința internațională Scientific Research and Education in the Air Force. Evenimentul marchează împlinirea a 20 de ani de cercetare științifică la nivel înalt în Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă. Este un spectacol de debut care va continua vineri cu un târg de tehnică militară și ofertă educațională și va lua sfârșit la duminică, pe data de 27, când vom prezenta în premieră un show aerian unde aeronave noi care au intrat în organigrama Forțelor Aeriene, vorbim aici de F-16, alături de alte tipuri de aeronave, cum ar fi MiG-21, IR-330, și împreună cu Aeroclubul României și Școala Superioară de Aviație, vom desfășura un spectacol aviatic, sperăm noi, frumos pentru brașoveni. Spectacolul s-a încheiat cu imnul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. Liberalii încep vineri distribuirea pliantelor prin care informează pe brașoveni în legătură cu pilonul 2 de pensii.
PNL a declanșat de curând o campanie națională prin care avertizează cetățenii că guvernanții se pregătesc să desființeze pilonul 2. 60.000 de pliante vor fi împărțite în principalele zone pietonale ale Brașovului. Peste 4 milioane de angajați români contribuie la pilonul 2 pentru o pensie privată suplimentară față de cea pe care le va da statul. Până acum s-au adunat peste 9,1 miliarde de euro în conturile personale la fondurile de pensii din pilonul 2. PNL acuză guvernanții că vor să desființeze pilonul 2 pentru a beneficia de banii colectați aici. Dorim în primul rând să informăm oamenii asupra banilor pe care îi au în cadrul pilonului 2 de pensie. Fiecare cetățean al României cu vârsta între 18 și 45 de ani are bani în contul individual de la pilonul 2 de pensii, aproximativ 11.000 de lei în medie. Suntem împotriva oricărei inițiative de naționalizare sau de diminuare a pilonului 2 de pensii, întrucât considerăm acesta un element de stabilitate și întrucât Partidul Național Liberal rămâne fidel principiilor sale de a ocroti proprietatea privată. În prezent, pentru plata pensiilor se aplică principiul solidarității între generații. Pe scurt, statul folosește contribuțiile plătite de salariați pentru a asigura pensiile actuale. Principiul este valabil dacă se păstrează raportul între pensionari și salariați. Din 2031 însă, echilibrul salariați-pensionari va tinde către 1-3. Bugetul asigurărilor sociale se va prăbuși, iar pensiile nu vor mai putea fi plătite la același nivel ca astăzi. La pensionare, românii cu vârsta de până în 45 de ani, care contribuie la pilonii 1 și 2, vor avea o pensie de stat și o pensie privată suplimentară. În prezent, contribuția angajaților către pilonul 2 este de 3,75%, în scădere față de 5,1% cât a fost anul trecut și aproape la jumătate față de cât prevede legea, 6%. Liberalii le cer brașovenilor să semneze petiția prin care cer creșterea contribuției la pilonul 2 de pensii în două etape, 6 și 8%. Săptămâna comediei la Teatrul SIC Alexandrescu. Cea mai așteptată piesă este Stage Dogs, care îl va aduce pe Florin Piersic Junior în premieră pe scena Teatrului Brașovean. 9 spectacole de teatru, dintre care 7 în premieră sub tâmpa, se joacă la Teatrul SIC Alexandrescu în perioada 26 mai-3 iunie, la Săptămâna Comediei. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, festivalul aduce în fiecare an la Brașov cele mai apreciate comedii. Fiecare zi a festivalului este marcată de o piesă-eveniment jucată de teatre celebre din țară. Cu ocazia centenarului României, în programul festivalului au fost incluse mai multe spectacole pe texte ale unor mari scriitori sau dramaturgi români, precum Ion Creangă, Tudor Mușatescu sau Mihail Sebastian. Sunt piese care au avut premiera și în București în 2017, unele dintre ele chiar în acest an. Avem, de exemplu, de la Teatru Act, Stage Dog, o piesă care a avut premiera în acest an, în luna martie, la Teatru Act din București, cu Marcel Iure și cu Florin Piersic Junior. Ne bucurăm că am reușit să-l aducem pe Florin Piersic Junior, este prima oară în cadrul festivalului. Cumpărătorii de bilete la eveniment sunt premiați anul acesta și sunt invitați la un concurs cu un premiu inedit. Orice persoană care și-a cumpărat deja un bilet la unul dintre spectacolele festivalului poate posta poza cu biletul pe Facebook cu un hashtag VIPSC2018 și intră automat în concurs. Ca și premium punem la dispoziție o mașină cu șofer la scară pentru fiecare zi a festivalului. Oferim un abonament pe toată durata festivalului, un card bancar cu bani pe el de cheltuit pe ce dorește persoana respectivă și două carduri cadou la magazine din oraș. Biletele pentru spectacole se pot achiziționa de la casieria teatrului, Sala Patria și online pe biletebrașov.ro. În cadrul festivalului Săptămâna Comediei, Teatrul Vostru și Marian Râle au pregătit brașovenilor teatru de stradă. Spectacolele vor avea loc în Piața Sfatului, Strada Republicii, Piața Sfântul Ion, zona Teatrului SIC Alexandrescu, Parcul Trandafirilor și Parcul Tractorului. Bărbatul dispărut în Olt a fost găsit. Trupul neînsuflețit al tânărului de 27 de ani a fost descoperit în această dimineață de către pompierii din Victoria. Corpul lui Claudiu Boant a fost scos la suprafață de ape în apropierea locului unde se presupunea că tânărul, însoțit de un prieten, ar fi intrat duminică noaptea cu barca în Olt. În zona barajului de la Olteț, barca celor doi a început să se dezumfle. Amicul lui Claudiu a reușit să sună la 112 și să ceară ajutorul pompierilor. Aceștia l-au găsit pe tânăr în șoc hipotermic și l-au transportat la spital. Echipe de scafandri din Brașov au căutat 2 zile trupul celui dispărut, a cărui familie nu a părăsit locul unde tânărul a dispărut în apă încă de la producerea tragediei.
Liberalii aniversează 143 de ani de existență. De-a lungul istoriei, partidul a avut numeroși lideri capabili și a asumat guvernarea în momente grele, a fost scos în afara legii în perioada comunismului, dar n-a încetat să facă planuri de a reconstrui România. În urmă cu 143 de ani, la 24 mai 1875, la inițiativa mai multor lideri ai societății românești, printre care Dumitru și Ion Cebrătianu, Cea Rosetti, Mihail Cogălnicianu, Ion Ghica și frații Golești, a luat ființă Partidul Național Liberal. Acesta și-a pus amprenta asupra celor mai importante evenimente din istoria modernă a României. Liberalii au contribuit la instaurarea monarhiei constituționale, la câștigarea independenței de stat, a războiului de întregire a neamului și crearea României mari, adoptarea Constituției, la reforma agrară, legea electorală și relansarea economiei după criza din 1929-1933. Dorim să facem cunoscut tuturor faptul că Partidul Liberal, în toți acești ani de activitate, a fost principalul motor al progresului, al modernizării și al dezvoltării României. A fost partidul care, prin doctrina liberală, a cuplat și a sincronizat cultura și viața politică românească la spațiul cultural și politic occidental. Actualii liberali consideră că misiunea lor este de a aduce în actualitate și de a păstra valorile și principiile partidului. Deja de la reactivarea și refacerea organizațiilor PNL în 1990, PNL s-a dovedit a fi același apărător al idealurilor afirmate deja de primii liberali, de Ice Brătianu, de Rosetti, de Cugărnicianu și de alții, la Revoluția de la 1848. A fost apărător al libertății personale, a libertății de expresie, a garantării proprietății și a drepturilor individuale, care astăzi le vedem consfințite în Constituția României. La acest aniversar, liberalii își doresc transformarea partidului în cea mai puternică forță politică din România. Peste 70 de specialiști din muzee, institute de cercetări, biblioteci și arhive militare din toată țara sunt prezenți la Muzeul Casa Mureșenilor la sesiunea de comunicări științifice Țara Bârsei. Cele două teme propuse anul acesta sunt centenarul României Mari și jubileul înființării Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. La cea de-a 27-a ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice Țara Bârsei și-au anunțat prezența 70 de specialiști din muzee din toată țara și Republica Moldova. Managerul Muzeului Brașovean a prezentat evoluția instituțională din perspectivă managerială în perioada 1968-2018. După 50 de ani, muzeul s-a extins cu foarte multe spații expoziționale. Avem două case memoriale, 14 săli de expoziții. Avem foarte multe proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă, o serie întreagă de evenimente fanion, tradiționale, motive pentru toți vizitatorii noștri să vină să descopere, să redescopere Brașovul și brașovenii de altă dată. Casa Mureșenilor s-a deschis în Piața Sfatului la numărul 25 în anul 1968 ca urmare a donației făcute de urmașii familiei Mureșanu. Aceștia puneau astfel în operă testamentul cultural al lui Iacob Mureșanu, oferind statului român, în vederea organizării unui muzeu, spațiul necesar, o foarte valoroasă colecție de mobilier, pictură, sculptură și mai ales o arhivă de o inestimabilă valoare culturală. Aceasta însumează peste 25.000 de documente. Istoria și frumusețea Muzeului Brașovean au fost apreciată de specialiștii din țară prezenți la eveniment. Atmosfera este deosebită, având în vedere sufletul pe care colegii noștri de la Casa Mureșenilor îl pun în organizarea an de an la parametrii cât mai înalți a acestei sesiuni. Eu îi felicit cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate. Este un exemplu pentru casele memoriale naționale, indiferent de structura din care administrativă din care fac parte. Printre lucrările prezentate se numără și eroi necunoscuți din Șchiei, capitan Dumitru Furnică de dr. Alexandru Stănescu și un brașovean în armata austro-ungară în primul război mondial, semnat de Cristina Zaiț. Pentru anul 2018-2019, Universitatea Transilvania oferă 6.210 locuri pentru absolvenții de liceu la cele 18 facultăți. Din totalul numărului de locuri, toate la învățământul de zi, 3.000 sunt cu taxă. La acestea se adaugă și cele de la fără frecvență și la distanță, al căror număr nu se cunoaște încă. În prezent, la Universitatea Transilvania urmează cursuri 19.320 de studenți în toate cele 18 facultăți.